Neculai Milescu Spătarul, Călător prin lumea largă. Eu știu, dragă Oana, Dorina și Andrei, că voi vreți să aflați cât mai multe despre oamenii de seamă români. Acum vreau să vă povestesc despre omul care a călătorit în foarte multe părți ale lumii. Se numea Neculai Milescu Spătarul. S-a născut într-un sat din județul Vaslui. A învățat carte la școala din Iași și apoi la școli înalte din Istanbul. I-a plăcut să învețe multe limbi, grecește, latinește, rusește, turcește. S-a rânduit printre cărturarii marea vremii sale. Trebuie să vă mai spun că era om înalt, voinic și frumos, vesel, bogat și mândru. S-a împrietenit cu cei mai de seamă tineri și cărturari din țară, ca de pildă Miron Costin, despre care v-am povestit întâmplarea cu vizirul, cu Șerban Cantacuzino, care a ajuns și domnitor în țara românească. Împreună au hotărât să scrie cărți frumoase în limba română. Îi plăcea viața și mulți sucoteau că n-ar fi rău dacă l-ar alege domnul al țării. Mai ales că domnitorul din acea vreme era cam nevrednic, dar n-a isputit. Planul lui tainic a fost descoperit și domnitorul a vrut să-l ucidă. Știindu-l însă om foarte învățat și văzându-i frumusețea bărbătească, s-a mulțumit să-i taie nasul și să-l alunge din țară. Sfruțit pe toată viața, lui Milescu i s-a pus porecla de cârnul. După ce a călătorit prin multe țări din Europa, s-a oprit la Moscova, capitala Rusiei. Aici a ajuns mare slujbaș și chiar profesor al țarului, adică al împăratului Petru, care pe atunci era un copilandru. Strălucit om de știință, Milescu a scris cărți pentru școală și a ajutat pe împărat să răspândească învățătura de carte în Rusia. Faima lui a ajuns așa de mare, era atât de priceput și de iubit de toți, încât țarul l-a numit conducătorul unei mari școli într-o împărăție foarte îndepărtată, împărăția Chinei. Ca să ajungă la Beijing, capitala acelei împărății, Milescu a străbătut multe țări și pustiuri și a trecut zeci de fluvii mari. A înfruntat multe primejdii de tot felul, pentru că a mers pe drumuri neumblate, necunoscute până atunci. De multe ori a scăpat de la înec. A trecut prin pustiuri de gheață, de zăpadă și de nisip. A ocolit atacurile unor neamuri rătăcitoare și nu s-a lăsat până n-a răspit spre hotarul Chinei. I-a trebuit multă iscusință ca să înduplece pasnicii acestei împărății să-i dea voie să intre. Pentru că trebuie să știți că pe atunci greu se îngăduia unui străin să intre în China. Milescu însă a știut să se poartă cu atâta dibăcie încât i s-a permis să vorbească chiar cu împăratul chinez, cu care n-avea voie să vorbească decât dregătorii cei mari ai împărăției. Ba mai mult decât atât, l-a poftit la el la masă. Și i-a plăcut împăratului chinez așa de mult înțelepciunea și purtarea lui Milescu Spătarul, încât i-a dăruit un blit de pietre scumpe și un diamant mare cât un ou de porumbel. Dar pe când se întorcea din China, unii oameni răi și invidioși l-au întâmpinat pe cale, i-au luat toate darurile și l-au surghiunit într-un loc pustiu ca să nu mai știe nimeni de el. Și poate ar fi perit acolo dacă, ajungând împărat, Petru n-ar fi întrebat pe sfetnicii săi: unde-i Milescu Spătarul, dascălul care m-a învățat carte? Să mi-l aduceți fără întârziere la curtea mea să mă sfătuiesc cu el. Că-i om tare priceput în toate treburile împărăției. Așa a scăpat Milescu de surghiun și a primit apoi pietrele scumpe dăruite de împăratul Chinei. Diamantul cel mare l-a dat țarului Petru, drept recunoștință că l-a scos din primejdia de moarte în care l-aruncase neprietenii. Fiind ales sfetnic al împărăției, Milescu s-a bucurat de ocrotirea, prietenia și dragostea țarului Petru. Dovadă că, atunci când Petru a poruncit ca toți boierii ruși să-și radă bărbile și să îmbrace straie după moda apusiană, împăratul Petru însuși a ras barba lui Milescu Spătarul. Era un semn de cinste și prietenie pentru acest dascăl și mare învățător, călător îndrăsneț, sol iscusit și sfetnic înțelept. Pribejind și călătorind pe întinse și îndepărtate meleaguri străine, Neculai Milescu Spătarul a văzut multe și a fost folositor multor conducători de împărății. Dar totdeauna el a jinduit să se întoarcă în patria lui, pe care o visa liberă și înfuritoare. Dar n-a mai putut. Odată, în timpul călătoriei spre China, privind apusul soarelui, scria: e așa de frumos încât îmi pare că sunt în Moldova. Vorbele acestea arată că, deși Milescu umblase prin toată
prin toată lumea largă, inima îi rămăsese totuși acasă, în țara lui dragă.